la un nou episod din GTA 5. Înainte să începem, nu uita să apăsați butonul de like ca să văd și eu că vreți să mai fac episoade cu această serie de GTA. Ce, nevastă? Te-ai hotărât să-mi faci și mie ochi? Nevastă, vrei să mă sperii? Mamă, nevastă, dacă dau acum un shoot, treci pe peretele ăla. Ok, m-am supărat pe tine, mă duc să mănânc în oraș. Noi suntem Franklin și plecăm. Ce? Și răspundem lui Simeon. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ok. Ok. Închidem lui dragul Simeon. Dăm save, dar normal, nu-l interesează. Și trebuie să mergem la acel S, care înseamnă Simeon. Hop. Oprim muzica. Hop. 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 Și am plecat. Oh yeah. Să văd. Opa, nu. Asta e altceva. Setam să intrăm pe mapă și să mergem la Simeon, că noi nu prea știm bine orașul, trebuie să-l învățăm. Hop. Așa facem noi treaba. Mai întâi dăm stâlpurile jos și toate semafoarele și mergem la Simeon și începem o nouă misiune cu dragul nostru Franklin din ghetouri. Ia un cergică încet, cergică încet. Hop, aici prima la stânga. La o parte, mă, boschetarule. Că a venit Franklin. Mamă, ce de mașină aici. Coborâm. Și, bineînțeles, uite, aici aerul condiționat de ultima generație. Și intrăm în dragul nostru garaj. Aici ne spune ca acasă. Aici s-a născut Franklin. Oh, nu sunt fiul tău. Da, dar nu mă interesează ce vrei să-mi spui tu mie acolo. Go to Vespucci Beach. Mi s-a părut că mi s-a făcut mașina albastră. Și bineînțeles că plecăm cu prietenul nostru Lamar, care este în papuci și în șosete, mai nu așa este la modă în America. Și cu spatele, mama, mi s-a zgâriată capota. Lamar, faci și mie o reducere la reparat capote? Da, apăsăm pe V, dar nu... Ia uite, suntem în... Op, 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 op. Cât avem la oră? 100 de kilometri. Drăguț. Merge până oraș ca nebunii. Hop. În ce, Franklin? Încet. Nu ne oprim la semafor, până noi avem relație la poliție și nu ne dă amendă. Opa, opa, hop, hop, hop. Încet, încet, încet. Ia un încetat, încet. Mamă, mai drifturi facem. Ce-i place lui Franklin să facă drifturi? Nu știu ce stă lumea pe ăla. Nu știu cât de ceasul. Ce stă lumea noaptea pe afară? Da, vorbesc că e acolo chestii interesante despre drogă și cred că trafic de arme, dar până nu ne interesează. Trebuie să ajungem la Vespucci Beach, pe aici. La plaja Vespucci. Hop. Dacă ajungi vreodată în Los Angeles, uitați să ajungi la Vespucci Beach, o plajă foarte, foarte drăguță. Pe acolo a trecut și Franklin. Opa. Hop, hop, hop și ne oprim aici. Mă jos de mașină. Lamar vrea să pară și el de dur, dar când vede cineva în papuci și în șosete, nu mai cum să mai pară dur. Sărim gardul. Ei, nenea, nenea, am dat vizia de fotbal aici și știi că e de-aia jabulani scumpă. Ne-o dai și nouă înapoi? Băi, tu vrei să mă bați? Băi, boschetarule, băi, pleacă bă de aici, băi, te pui tu cu mine, mă? Dacă mă supăr, iau papucul la Lamar și-ți dau una în gură de... Te fac praf. Oh. Salut, băieții. Mi se pare că ăștia sunt adversarii noștri, nu știu ce. Sper că mur la noi. Ok. Nu știu exact ce căutăm pe aici. Mă muncești fără mașina asta. Am venit să... la Ciordele sau unde am venit la mar? Pe când vezi pe la mar în papuși și în șosete și în fața aia normal că... Muțe, 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 muțe! Aie! N-am muțo, n-am muțo. Ce cauți tu aici, a? 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 Doamne iartă-mă. Dacă era aici un ăla, scriitorul ăla român, mă lua la bătaie. Care făcea compuneri, care făcea povești despre animale? Nu mai țin minte. Search the garage. Ok. Ia uite, vin niște băieți acolo și vor să ia de băiatul nostru Frank și de la mar în papuci. Mamă, ce șuzet de firma are la mar. Salut, mă, salut. Oh, ești tare? Aolo, te-ai tras în cap? Aolo. Băi, Lamar, ce mi-ai făcut, bă?
Băi la mar. Pick up de aici. Așa. Bă. Nu sări. Opa. Băi, ascunde-te, bă, și tu. Pistol. Mă, tu tragi mine, mă? Tu tragi după mine, mă? Băi, termina mi-aș gloanțele în corpul tău. Băi, ciurui, vaș. Băi, voi nu vă puneți cu mine. Alo, Gypsy, alo. Tu nu te pui cu mine. Că să ne împuște. Oh, mamă, ce-a fost aia? Băi, am demolat, ești nebun. Na. Te mai pui tu cu mine, Franklin, băiatul din ghetouri. Eu sunt Franklin din ghetouri și vă ciuruiesc acum. N-avem nicio șansă, eu vă fac pe la toți, boom! N-a scăpat. Oh, nu! Aolo! Să nu iau foc aici, cu mai puțină viață și mor. Unde e negru ăla? Băi, la mar. Get the bike! Sir Franklin! Dar nu ne crește și nouă viața, murim? Lua mașina! Trebuie să te așești pe tine? Haide, bă! Te miști mai greu ca mireasa! Hop! Băi, la mar, o să-mi dai o reducere maximă, o să-mi dai 100% reducere la ce mi-ai făcut cu mașina în misiunea asta. Hai să vezi tu. O să repar mașina pe gratis la tine acolo la server, la service. Op. Da, unde să o luăm? Hai să o luăm aici, la stânga. La o parte, femeie. Sunt chestii serioase puse în joc acum. Da, este acolo. Până ajungem noi în partea aia. Ia uite. Franklin face scamatorii cu mașinuța. Hop. Dă-te voi. Noi suntem băieți și... Hop, suntem băieți buni și ascultăm de lege. Dacă nu e poliția. Ia uite. Ha, te pui tu cu mine? Get on the bike. Uite niște bani. Aha, banii mei. Bă, mamă, dacă nu eram în timpul misiunii, vedeai tu. Eram după tine. Dar am impresia că am făcut pană. A, nu am făcut pană? Am tras direct în el. Super tare. Go to the car wash. Ok, merge să curățăm motocicleta sau nu merge să ne spălăm noi și zice că... Cred că cei de la Rockstar s-au vrut să facă baie Franklin și n-au vrut să zică du-te că n-ai bani și băgă-te cu motocicleta acolo, te speli. Mamă, ce mașină, băi, când o să ajungi și noi să avem mașini de-astea scumpe. Acum, deocamdată, suntem Franklin din ghetori, dar avem destul de mulți bani, ne-a dat ceva de $1000, sau $500, parcă ne-a dat, și mai prezisem noi acolo câțiva, vreo 300 și ceva de la hopa, de la cealaltă misiune. Sper că o să ajungem vreodată să cumpărăm și ne mașini de-alea așa ca lumea, scumpe. Așa, hop. Măi, Franklin, măi, dar te-ai murdărit, mă, te-ai făcut praf, măi, Franklin, măi. Ne trecem pe roșu, n-avem niciun bai. Și acum, drift, măi, dă-te, măi, omule, la o parte. Ce s-a lăs, martor? Uite, altă motocicletă. Vreau spun că e ceva special cu motocicleta asta. Ia uite. Hop, nu e aici. Nu pe trotuar, ca așa face noi treaba, dă-te femeie la o parte. Și uite că am ajuns. Ia uite la mar ce rapid a fost, a ajuns foarte repede. Ce-ai făcut la mar? Mama, ai și smartphone? Ok. Super tare, mission passed. Reposition. Continue. Uite că suntem aproape de casă. Story care te împicăm, blablabla. Da, ok. Ia să vedem. Ce facem acum? Mergem tot la Simeon. Să vedem cine mai spune acel boschetar chelios că trebuie să facem. Ia uite, bă, și mi reparase asta mașina, mă. I-am spus ce, bă, ce mi-ai făcut misiunea asta, trebuie să repar mașina gratis. Uite că așa a făcut. M-a ascultat, nebunul. Hop. Am ajuns la Premium Deluxe Motorsport, numero 1 în Italia, se știe. Uite ce față de boschetar rus chelios are. Go to the house. Ok, ce-mi place chestia asta, așa de fabulos cum face ea, flish.
Hop. Și plecăm. Hai să facem un bloc. Presupun că eu Franklin o să ne mutăm cu Franklin aici. Oh, mamă. Oh, mamă. Dar nu mi înșeră mașinuța mai frumoasă. Ia uite câtă ca lumea este. Lasă că te tună și pe tine te face mașinuța frumoasă. Dați-vă la parte că trece regele. Eu sunt regele Franklin, regele ghetoului. Hop. Dă-te-vă la parte cu tricul tău. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. Hop, drifturi. Hop. My employee of the month. Da. Mă înjură limba, dar... Hai, mă, lasă-mă în pace. Îmi consum minutele aiurea cu tine. S-o stai, m-a sunat. I-am închise, i-am băgat cu un suplimentar. He. Trecem pe aici, dă-te bă la o parte, bă. Hop. Păți. Find the way into the house. Ce-i asta? Hei, băiatul, vreau să te duci și la tine în casă. Mamă, dar ce casă, bă. Bă, vină bă în coamă. Ce? Mission failed? Păi de ce? Familia a fost arătată? Nu se poate așa ceva, nu se poate că nu m-a auzit nimeni. Normal că mai încerc o dată. Ok. Find the way into the house. Am văzut că Franklin... Uite, ne spune aici să intrăm în stealth mode. A, deci noi ar trebui să mergem așa tiptil în spatele lui. Uite că noi face iarba. Uiteți-vă cât de frumos face iarba. Și bine, cred că știți că deja cea mai bună grafică la GTA 5 este pe PC. Na, mă, na. Mirara, n-ai bitu cu aia ta. Faci mie gălăgie. Ce trebuie să facem noi? Deci noi cu regele ghetoului am venit să furăm mașina aia. Piscină, mă! Facem baie, că Franklin s-a mai spălat de mult. Deci, ia uite. Ce faci, mă? După ce dăm acolo? Încerci să sperii pești, ce-ai? Oamenii ăștia n-au pești în piscină, na? Nu-i ca la tine acolo, la balta ta. În ghetourile tale. Hâți! Aha. Hâți! Și intrăm pe aici. Noi suntem regele ghetoului, Franklin. Ce ud este? Ești și ud, dacă îl văd ăștia pe aici, pâncați că e boschetat. Ei, fată, ce faci? Să mergem tiptil, să nu ne vadă. Deci noi trebuie să luăm mașina aia de acolo. Mergem încet. Ăștia cred că stăpânii casei. Ok. Hai să rompa, știi, tu te omge de aia, drăguț din partea ei. Mă, câți bani au ăștia. Dar vedeți-vă de treaba voastră acolo. Eu nu sunt doar un băiat care a venit să vă fure mașina, nu se întâmplă nimica. Și urcăm o mașină repede, ok. Take the car to the dealership, ok. Am furat-o, destul de ușor, nu? Hop. Nu înțeleg de ce vrea mașina asta înapoi. În misiunea precedentă a venit un tip gras care a zis că vrea mașina, cred că a cumpărat mașina asta. Și acum nu înțeleg de ce o ia înapoi. Probabil că n-a picat la înțelegere boschetarul Simeon cu acel băiat, acel grăsan. Opa, bă, ce făcuși, bă? Băi, Franklin. Ia uite, bă, tu unde mi-ai urcat, bă? Nu luăm mână la bord, ce de cât e aici, Maxi Taxi? Ia uite, bă, are și armă, bă, alu. Da. Boschetarul. Deci să știți de acum că acest boschetar care este în spate este Michael Boschetaru. Băi, boschetarule, te spun că aia mare e casa ta, nu? Boschetaru. Eu te pune și arma la tâmplă. Dar ce n-ai bani să-ți cumpere o mașină mai scumpă? Mergi cu Maxi Taxi, ia uite bă. Aia mai urată că vine cu de-astea, că nu-i adevărat. Da, Simeon, bla. Nici mie nu-mi place de Simeon, e boschetar. Da, hai de tate. Numai de boschetar, da. Boschetarul Michael, boschetarul Simeon. Getaria, da. Da, asta e locul.
Nu. Nu. Uitați ce frumos este Franklin. Se vede că este regele ghetourilor. Uitați ce frumos e. Da, bă, da, bine, azi mai departe. Ran throughout the dealership window. Și se pare că Franklin nu este Franklin. Michael ne obligă să intrăm prin geam. Jap, am intrat prin geam. Ce este mai frumos de atâta? Franklin, nu interesează. 2. Băi, tu te pui cu mine? Nu. 2. Bă, tu te pui cu mine, mă? Ma. N-am, boschetară, n-am. Asta pentru că mi-ai furat iubita. N-am. Ai bani acum? A, ți-ai deschis afacere, mă? N-am. Da. Foarte drăguț. Eu dădeam cu picioarele pe canapel, distrugeam și după aia ne dat lângă mașină. Complications. Super tare. Apres alt. Ok, deci acum putem să fim și Michael și Franklin. Ceea ce ne dă caracteristice fiecăruia. Se pare că Michael este bun la shooting, are și puțină stamina la stealth. Franklin este mai puțin bun la chestii de genul... tot felul de chestii de-astea de spion, dar... ce-am făcut? M-am făcut Franklin. Nu vreau să mă fac Franklin. Uite că e aproape Franklin. Și... da. Ok. Eu vreau să văd o chestie. Da. Da, mă închide. Nu te mai da mare cu smartphone-ul tău. Ok. Și se pare că Franklin are, se conduce foarte, foarte bine. Ok. Ce aici? Lamar ne-a trimis stretch, getting, bla 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 bla. Ok, bun, deci cam acesta a fost și episodul al doilea din GTA. Tu te-ai pus cu mine, femeie? Femeie, dacă îți dau un pumn în gură, te fac praf. Cam acesta a fost episodul al doilea din GTA 5. Nu uitați să lăsați un like, să vă și că vă place această serie și ne vedem la videoclipul următor. Pa, pa!